Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. În acest episod, știți că data trecută am terminat magazinul. Mulțumesc pentru cele 6 like-uri. Am făcut 207 abonați. Mulțumesc tuturor că v-ați abonat. Apăsați în continuare pe butonul de like. Am făcut un mic acoperiș la magazin. Așa, șmecher, trebuie completat și acest magazin, prin primul magazin, să facem magazin de lemn. Da, că nu prea avem lemn. Așa că eu acum o să bag un timelapse. Destul ăsta lem, așa și așa. O să ne putem ne punem pe aici, să facem niște chestii și pe aici, dacă avem, uite, avem un număr special și se prinde. Da, asta e pădurar, magazinul de lemn. Și o să trebuie să facem mai multe magazine. Bine, am făcut pe asta așa să fie fain, să fie făcut. Din fabrica asta de kelp am oprit-o momentan. Produce foarte mult. Da, produce foarte mult. Și tot acum este aruncat în lavă. Produce prea mult. Și, frate, e prea de tot. No, hai că înțeleg să avem și noi kelp acolo, dar nu ești chiar așa. Hai să ne jucăm. Hai să vedem și noi câta kelp am mai produs. Am mai făcut un pic aici, dar nu mare lucru. Trebuie să termin tunelul ăsta până la fabrica de kelp. Eu uit departe. O grămadă. Uite aici, tip acolo, chestul. Și încă se... încă e de dus mult. A, ferar. Da, bine, nu-mi fac griji. O să-mi fac griji ca să se umple astea. Să trebuiască să vin să-l golesc. Nu, asta e. Vine unul meu. Așa că da. Hai să ne urcăm sus. Să ne băzim. Băzim, băzim, băzim. Așa că... dacă am zis că ne băzim, am zis că facem și noi acolo un perete al abonaților, unde să punem și noi
Abonați-vă, vedeți ursulețul ăla. Sper că nu sunt singurul care vede. Ursul. Vine-i pui. Dar merge de pe mar. Nu, nu merge de pe mar. N-am pus din ăștia. Nu. E bine, acum mai avem încă un tip de lemn. Și nu mai știu, cred că 6 tipuri de lemn erau. Habar n-am. Și habar n-am, chiar habar n-am. Dar nu contează, magazinul nostru e deschis non-stop și arată foarte bine. Avem, momentan, 3 tipuri de lemn. Bine, după cum am văzut, da, asta e. În chinion. O să le stocăm oricum. Că n-avem destule. O să trebuiască să avem un magazin de culori. Dar nu. O să facem un magazin la comun, ăla cu lână, cu ăla de culori. Cam deja mă întreb pentru magazin. No, hai să ne pregătim să ne facem și noi acolo un perete ala ăla, ți-am deja e cam mult. Vreau să fac episoadele mai scurte, că nu cred că vă place să vă stați să vă uitați la episoade de-aia, bag timeless-uri, de-aia edit, ca să nu stați să vă plictisiți. Nu să vă plictisiți când vă uitați la un episod. Așa. Hai să ne gândim unde aș vrea să fac perete. Dacă este, eu vreau să fac o căsuță a abonaților. Uite, aici. Deci, dacă vreau să fac căsuță aici, nu fac peretele acolo, momentan. Așa că facem un perete altundeva. Hai să ne luăm niște iteme. Avem... Avem ceva lemn alb? Nu avem ceva lemn alb. Avem din asta, atât, din asta, atât. Hai să iau din asta, că din asta pot să iau toată ziua dacă iau. Uite, din asta fac așa. Fac așa. Ajunge. Și uite. Oh, nu. Facem peretele ceva de gen. De genul aici. Da, este un loc. Stanța, hai să facem mai. Nu, e perfect aici. 2 3 De fapt, trebuie de la acoperiș cu una mai încoace. Ok. Ok. Cam așa arată. Acum ar trebui să-mi fac un crafting table să am pe aici. Așa. Deci să-l pun aici. Să-l am jau orice când trebuie pentru semne. Hai să ne uităm și noi pe cine punem pe perete. Avem două persoane de pus. Prima persoană este Dea Andreea. E, a lăsat acolo două semne. Am dat space. Dea Andreea. Și următoarea persoană este Adina Păun. 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 Să fim siguri. Am luat ultimele, adică am luat comentariile de la ultimul episod. Dacă vă întrebați cum am făcut. De exemplu, eu filmez episodul 6, iau la comentarii de episodul 5. Da, și le pun. Așa. Am terminat și peretele, ăsta era scopul nostru principal. Acum noi, dacă tot am terminat ăsta, noi am putea să ne mai căutăm niște lemn. Deci mă săturai să tot merg. Merg cred că de Europa. 5-6.000 de blocuri distanță de casă, căutând un nou tip de copac și numai din ăștia găsesc, frate, deci... Și de vreo, cred că de vreo 1.000 de blocuri încoace numai pădure din asta văd. Jurul nebunesc.
Bă, frate, și nu se mai termină. Merg și merg și merg. Bă, și parcă ar fi la infinit. Uite zăpadă. Dar degeaba, tot pătrele de asta e, doar că în zăpadă. Hai de mine. După episodul ăsta, vei jur, jur, mă pun. Și tot la fel. Mă pun și, frate, mă culc. Nu mă trezesc. Mă trezesc la 12 ziua, cred că. Dacă pot. Ai de cap, mă. Îți rup de nervi. Știi, toată ai de cap. Nu mai copacii ăștia, văd. Mi-e plăceau așa copacii ăștia. Dar, bă, prea mult. Prea mult. Ah, ce ghinion am, că dacă știam asta, nici nu începeam seria pe asta. Mă pas. Ce mă, ce e aici? Hai că e destul de fain lacul. E bine că e o câmpie plină de zăpadă. În familie mai am ajuns pe aici odată, dar... Am explorat odată și am găsit toată zona cu zăpadă și am găsit un iglou. Aia a fost pe la început. Bă, dar atunci am avut nervi. Că să nu mă... Adică, na, nu m-am enervat, nu. A fost tot ce el. La un moment dat m-am plictisit să merg și m-am întors. Dar acum am zis că mă duc, că poate găsesc și eu acolo un amăr de tip de copac. Nou, nu știu. Dar nu, nimic. Absolut nimic. Hai, dă-i, tati, dă-i. Cam atât cu acest episod, am găsit într-un revine. În locul meu cu apa asta. Cam atât cu episodul ăsta, eu am fost Benga, nu uitați de like, share, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa.